Un subiect pe care nu l-am mai abordat de mult. Stage 1. Soft făcut la mașinata. Țin să subliniez faptul că mașinile actuale sunt din ce în ce mai dopate, din ce în ce mai chinuite, au sisteme din ce în ce mai complexe și oricum vin ele cu o putere litrică, adică o putere per litru destul de mare. De exemplu, eu când am început facultatea, eu am început facultatea în 2012, deci acum 12 ani. Și atunci eram fiert și <laughs> în continuare sunt pe motoare aspirate. Dar atunci motoarele aspirate aveau o putere destul de mică. Și apropo de motoare aspirate, vreau să fac un mic anunț, așa o știre, că Bugatti tocmai a anunțat noul model Turbion, dacă am pronunțat corect, nu știu franceză. Dar cred că așa mă zic că se pronunță. Bun, ideea este că de la 8 litri W16 16 cilindri în format W, 4 turbine, 10 radiatoare, 1000 de cai, apoi 1200, apoi 1500 de cai pe Chiron. S-a trecut la 8,3 V16 aspirat natural, cu 3 motoare electrice, care dezvoltă 1775 de newton metru și cine știe câți newtoni, că n-am mai citit mai departe. Dar mi-a plăcut abordarea. Electric plus aspirat. Adică mașina aia o să aibă un răspuns fenomenal. Big like pentru Bugatti. Da, uh, când discutam de 2012, 2014, 2015 de motoare turbo cu putere litrică de peste 100 de cai la litru, pf, praf, nu sunt fiabile, la 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 la. Timpul a trecut și avem 1.0 de 125 de cai de la Ford. Chiar 1.0 cu mild hybrid, tra la la, vreo 155 de cai. Avem Mercedes A45 AMG care are 400 și de cai putere din 2 litri. Avem 2.9 turbo RS5, 450 de cai. Avem 3.0 BMW M3 cu 600 de cai putere, pachetul Competition. Adică vorbim de peste 150-200 de cai pe litru. Rezumat, deja vin dopate, deja vin chinuite. Să-i faci stage one la o mașină de genul ăsta, Înseamnă că vrei să o distrugi așa. Rapid. Trăim în vremuri în care n ai ce să faci cu stage one. Nu ai ce să faci cu softuri de genul ăsta. Decât dacă ai foarte mulți bani și vrei să o faci din pasiune, o mașină, să o duci la competiții. Gen, îți iei un Nissan GTR, îl faci de 3000 de cai, pe cazul, nu știu dacă e vreunul în România, sau îți iei un motor de 3 litri, îi pui o turbină, îl omologhezi sau îl faci doar pentru competiție, îi pui pe o mașină, faci un swap, o mașină, project, ok, nu zice nimeni nimic de treaba asta. Dar cum ar fi să ții un motor de 1.2, 1.4? Îți iei motor de 1.3 pe Duster, care are 160 de cai, 140 și 160. Îți iei un Renault Megane, 1.3 de 140 de cai îți iei un Q3 ca al meu de 1.5 TFSI care merge, atenție, cu ulei 0W20 și vei să-i faci stage. Are deja 150 de cai. Câți cai vrei din, din, din 1.5? 6 cai. 200? 250? ah, ok, au fost extreme. Peugeot RCZR 1.6 Turbo 270 de cai. Îți iei mașina aia, 270 de cai, 1.6, tracțiune față. Sau aia clasică, 1.6, 200 de cai. Care a fost pusă pe BMW-uri. Ce stage vrei să-i mai pui la aia? Mai ce stage să-i mai pui? Vine deja gata dopată de din fabrică. Ei pus stage în 2 ani e în genunchi, maxim. Deci, morala este că stage 1 puteți uita de el. Cu atât mai mult, dacă am dat un giveaway de Crăciun la un matiz roșu cu un băiat care era din Târgoviște, parcă și a venit cu alt băiat să ia mașina. Și au venit cu un pasat, unul nou TDI din 2001 2003 pe acolo, care, ce pot să zic, era vai steaua sa. Era turbina, un furtun spart, vacu, maiurea. era obosit, adică, nu știu, avea 4 500 de mii de kilometri după cum arăta și întrebarea lui a fost, auzi, ce părere ai să fac un stage, Ioan? Ha? Ha? Am pus o memă pe, Instagram. I'm tired boss. Deci ăla este motorul tău. Jumadă de milion de kilometri, 1, 3 turbo, 150 de cai pe litru, 400 de mii de kilometri, vechi de 20 de ani, tu după ce îi faci, vrei să-i faci stage 1. I'm tired, boss. O să cedeze. Stage 1 îl faci când e mașina în parametrii perfecti, nu are kilometri și vrei un plus de putere la mașinile vechi, dacă ți o mașină la mâna a doua de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 și faci stejoan, ai riscul să crape repede. Iar la mașinile mai noi, dacă vrei să faci stejoan, în primul rând că o să te coste și softul și doi la mână, dacă ai garanție, poți să uiți de ea cu pierzi și în al treilea rând trebuie să schimbi uleiul mai des, că supui motorul la mai mult stres și trebuie să schimbi uleiul mai des, că uleiul se va duce mai repede. Ca și la o competiție, pe ulei sport, te dai tare, dai jos uleiul și pur și simplu distrugi fiabilitatea aia care a mai rămas. O distrugi. Nu mai vorbim de stage 2 interne. Deci, repet, ai o fantezie, vrei să-ți faci un proiect fă -o. dar dacă ți o mașină obișnuită, repet, îți iei un Duster, unul 3 Turbo, îți iei un, un Megan, unul 3 Turbo, îți iei, nu știu, un, Suzuki Vitara, 1.0 Turbo, îți iei 2000 TDI, uite, ții 2000 TDI cu o turbină, care are 200 de cai din gama VAG ce stage să-i mai faci la aia? Are deja 200 de cai, 400 de newton metru. Ce stage să mai faci la aia? Vei să o faci de 250 de cai din 2 litri diesel? Care diesel oricum, el nu e conceput să alerge, el e conceput să tragă, să tracteze. Acum vreo 10-12 ani, 10-15 ani, hai să fiu mai, să am o marjă mai mare, erau motorizările de la BMW F10, 3 litri, 6 cilindri în linie, diesel cu 204 cai, cea mai de jos variantă de putere era la Audi în 2005-6-7 A4-30 A4, TDI de 225 de cai putere și era, mi se pare că tot așa, de 204 cai o variantă. Din 3 litri cu o turbină au scos 204-225 de cai. Acum, oricum s-au dus producătorii ei de la sine cu 2 litri de 200 de cai. Și atenție! ăstea de acum sunt mult mai complexe, au presiuni mai mari de injecție, au pompă de înaltă mai scumpă, turbină mai sofisticată, filtru de particule, AdBlue, EGR, deci toate astea te vor încurca. La diesel, ca să faci stage 1 și să funcționeze totul în parametri, știți ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să dai jos EGR, AdBlue și TPF. Aia înseamnă. Adică nu respecti legea, dă fum, ești pericol public, deci dacă la benzină mai merge, la diesel, puteți să vă luați gândul. Deci pe lângă faptul că îi scade fiabilitatea, trebuie să faci multe alte intervenții. Și atunci ajungem la veșnica mea nedumerire. De ce ți-ai luat 2 litri diesel și să te apuci să tai aia, tai aia, tai aia, stai joan, tra la la, tra la la, tra -la, -la când poți direct să-ți iei 3 litri și ai putere din fabrică? și omologată și respectă legea și tot ok. A, n-ai bani de impozit! Păi bă, tati, înseamnă că trebuie să stai cu minte. E simplu. Dacă vei să-ți faci stage one pentru că nu ai bani de impozit 3 litri, ești sărac. Mă. Așa că nu-ți faci. Erau uh, unii care promovau pe internet uh, unde fum e și putere. Da. Când modifici mașina și faci stage 1, 2 și modifici un alt, începe să dea fum. Dar am mai spus-o și o mai spun și cu asta închei. Părerea mea este că unde fumie nu e putere, unde fumie sărăcie.